Greșelile medicilor ar fi nenorocit pe viață încă un bebeluș la aceeași clinică privată din Bistrița, unde o mamă din Maramureș și-a pierdut băiețelul la naștere. O altă tânără din Suceava a aflat abia când a născut că fetița ei suferă de o boală fără tratament. Boală care, în mod normal, poate fi depistată la o ecografie încă din primul trimestru de sarcină. Deși a fost consultată în fiecare lună chiar de managerul clinicii private, nimeni nu i-a spus că va aduce pe lume un copil care riscă să-și trăiască întreaga viață cu un furtun în cap. Până la 7 luni, deci nu mi-a spus absolut nimic. Deci absolut nimic, totul mi-a spus că merge ață. Dau și lacrimi acum. Dacă stau și mă gândesc, prin câte am trecut, drumuri și... E greu. Andra și Dumitru sunt nedezlipiți de Antonia. Fetița lor suferă de hidrocefalie. Creierul ei e inundat de lichid cefalorahidian. Un diagnostic primit abia când s-a născut. Mama n-a știut că are o sarcină cu probleme, deși a fost consultată lună de lună chiar de managerul clinicii private. Aceeași clinică unde o tânără din Borșa și-a pierdut băiețelul la naștere. Dacă ai o sarcină și poți să duci cu bine până la final și ai născut normal și nu ai probleme, deci pentru ei ești un om foarte bun. Dacă nu, te aruncă în spitalul mare. Deși era în travaliu, Andra a fost trimisă să nască la spitalul de stat din oraș. M-a dus în sala de travaliu și mi-a spus că trebuie să-mi facă cezariană cu riscuri. Riscuri foarte mari. Antonia a venit pe lume cu insuficiență cardiacă și hemoragie cerebrală. A fost transportată de urgență la Cluj, unde a rămas o lună. Tot de acolo, de la Cluj, mi-a trimis-o la centru de prematuri cu hidrocefalie. Practic, acolo nu aveam niciun aparat ca să-i măsoare un pic căpușorul. Disperați, părinții au găsit singuri un neurochirurg din Iași dispus să le opereze și să le salveze copilul. Antoniei a fost montat un tub care îi drenează lichidul din creier. A fost operat cu evoluție favorabilă. Medicii spun că Antonia are șanse mari să se recupereze. La Iași au mai fost vindecați bebeluși cu același diagnostic. Părinții sunt convinși că suferința ei putea fi evitată. Mi s-a spus că putea fi depistată din săptămâna 13 până în săptămâna 16, deci inclusiv hemoragie cerebrale pentru că o vezi. Contactat telefonic, managerul clinicii din Bistrița ne-a declarat că afecțiunea nu a putut fi depistată înainte de nașterea copilului și că nu-l interesează opinia altor medici. Un alt doctor al clinicii a fost acuzat de ucidere din culpă de o mamă din Borșa, al cărei băiețel a murit după un travaliu prelungit.